Bună, astăzi o să abordez un subiect despre fashion. Nu știu dacă am mai abordat genul ăsta de subiecte, adică nu cred că am mai vorbit despre asta până acum, dar m-am gândit că este o idee bună, dat fiind faptul că am primit de curând un colet, o comandă de la Mojito, mai exact, după cum ați văzut și în titlu, un site pe care l-am descoperit de curând, de fapt nu l-am descoperit eu, mi l-au sugerat niște prietene. Mi-a plăcut, dar nu m-a impresionat la prima vedere, deși mi-am comandat ceva imediat cum am dat de el, cum l-am văzut, mi-am luat o rochiță și un maieu, dar la câteva zile după am primit, bineînțeles, un e-mail și iarăși l-am răsfoit și parcă de la calculator se vedea altfel și am zis ok, trebuie să mai dau o comandă, mai ales că era plin de reduceri și am zis trebuie să profit, că sigur o să merite. Am avut așa un feeling. Deci nu este vorba despre o colaborare, produsele le-am cumpărat eu și sunt foarte mândră de ele pentru că am avut ochiul format, adică, nu știu, am ales niște lucruri care îmi plac foarte mult, îmi place cum îmi vin, îmi plac culorile, îmi plac materialele, deși inițial păreau sintetice, bine, sunt cam sintetice, de ce să nu recunosc, dar îmi plac, adică nu sunt plasticoase 100%, ca să zic așa. Ok, există un ventilator care nu face zgomot deloc, oare? Sau un aer condiționat, ceva, orice, știți cumva? Chiar vă rog să-mi sugerați dacă știți. Până atunci eu o să stau în mână cu acest balon de carton și o să-mi fac aer din când în când, pentru că altfel o să leșin. Este foarte cald și zăpușală, deși afară cred că cât de curând o să înceapă ploaia. În prima comandă, așa cum spuneam, mi-am ales un top și o rochiță. Rochița nu am aici pentru că am uitat la o prietenă, știu, shame on me. Dar probabil că o să vă inserez câteva imagini sau un filmuleț, să văd dacă reușesc să filmez ceva cu ea. Și o să o vedeți și pe ea, este foarte drăguțică, este mov cu floricele, un mov deschis, chiar nu aveam genul ăla de mov și îmi place foarte mult, mă bucur foarte mult că am găsit-o și mai ales că a avut un preț atât de bun. Și are un balonaș, un volan așa pe o parte și îmi place că îmi permite să nu port sutien, adică este dintr-un material elastic și susține foarte bine și zona bustului, iar mai jos în talie este mulată, iar în partea genunchilor vine așa într-o parte, într-un colț, foarte drăguță, îmi place foarte mult, chiar nu aveam genul ăsta de rochie și mi se pare așa de vară și foarte plăcută. Este într-un material elastic puțin sintetic, dar nu mă deranjează. Chiar mă simt bine în ea, adică nu simt că mă sufoc. Și alături de ea, așa cum spuneam, mi-am mai luat un maieu, acesta. Și ce să zic, este un maieu foarte simplu, ceva basic, care merge la orice. De asta l-am și ales, pentru că este foarte portabil, merge cam la orice. Este într-o culoare, nuanța pielii, așa cum se vede. Mi-am ales mărimea S. Și îmi vine foarte bine, adică este mulat, dar nu este nici foarte lung, nici foarte scurt, din bumbac 100%, iar pe spate are un scris, scrie Mojito, Follow Your Desire și are o inimioară și două pietricele. Nu pot să zic că mă dă pe spate modelul scrisul ăsta, dar e interesant, ce să zic, îmi place că e așa moale și bumbăcel drăguț. Iar din a doua comandă, v-am zis că la a doua comandă mi-a surâs ceva mai mult site-ul respectiv și am zis să profit de reduceri, pentru că avea o grămadă de reduceri și, nu știu, pe manechin hainele arătau foarte bine. Partea bună este că arată la fel de bine și în realitate, lucru la care nu prea mă așteptam, adică am zis, ai, ok, încerci, o fi, încercarea moarte n-are, dar, nu știu, mi-a plăcut foarte mult, mi-am ales niște nuanțe foarte plăcute și modelele, o să le vedeți imediat, pe care le-am ales, sunt exact pe gustul meu. Nici nu știu cu ce să încep. Hai să încep cu o fustă. Mi-am luat o fustă, o rochie, asta din a doua comandă, o fustă, o rochie și trei bluze. O să vedeți întâi fustița. Fustița este aceasta. Este din aceea tip A-line, bine până la genunchi și este în cloș.
Are un model, este blămarin, după cum se observă. Cred că se vede destul de bine la cameră. Am dat luminositatea cam mare și e posibil să distorsioneze puțin culorile. Dar vă povestesc eu. Deci este blămarin și are un model de floricele și frunze foarte frumoase. Are hortensii pe ea, dacă nu mă înșel. Cred că hortensii sunt florile de pe ea. Îmi place foarte mult, mai ales că este și are vreo 70%, dacă nu mă înșel, bumbac. Nu mai am nicio etichetă. Am eticheta de aici, dar se vede doar mărimea. Și mi-am ales 38. Mi-aș fi ales în mod normal 36, dar nu avea în 36. Drept urmare, 38 îmi vine puțin largă la mijloc. Dar, nu știu, am purtat-o cu o curea și nu prea mi-a plăcut cum se vede. Dar mă gândesc să merg la croitorie să-i fac două pense sau nu știu, să văd ce se poate face, pentru că este totuși prea lărguță, iar mai jos, așa pe coapse, nu-mi place să o port. Îmi place să o port așa mai ridicată. Cred că știi ce vreau să spun. Da, și chiar m-am bucurat la nebunie când am văzut modelul ăsta. Foarte frumoasă, cu dunguliță așa. Și are și un fermoar pe o parte. Super! Și este versatil, adică e genul ăla de fustiță dintr-un bumbăcel simpatic, care merge purtată și cu espadrile și cu tenis, după părerea mea. Următoarea chestie, hai să vă arăt rochița, dar numai puțin că e pe dos. Este o rochiță superbă, când am văzut-o pe manichin am nebunit, pentru că eu am, în ultima perioadă am așa o, nu o obsesie, am așa o pasiune pentru buline și îmi plac foarte mult bulinele. Și mi-am ales o rochiță cu buline. Nu știu cât de bine se vede, dar o să încerc să mă filmez în ea și să vedem ce o să iasă. Îmi place foarte mult. Am avut emoții, am zis că poate nu o să fie bună. Am zis că poate nu nimeresc mărimea, pentru că mi-am ales tot 36, dar eu am conformație ciudățică, în sensul că sunt mai lată în șolduri, am mijlocul mic, iar bustul e normal, să zicem. Și chiar nu știam ce mărime să-mi aleg, dar mi-am luat S, adică un 36. Ce să zic, la bust îmi vine puțin lărguță, la mijloc îmi vine puțin lărguță, iar pe coapse vine bine. Eu zic că o să o port și așa, numai că va trebui să port cu sutien. Ea este, pornește de la bust în jos, nu are bretele sau altceva. Pornește de la bust în jos și are o formă foarte drăguță aici, în partea de bust. Pe dos are două benzi care, din acelea care au silicon pe ele și permite să nu alunece. Așa, și aici se leagă, la mijloc se leagă o fundiță. Asta e de formă, bineînțeles, că nu strânge cu nimic. Dar cred că mi-aș plăcut să aibă totuși o dublură sau ceva în zona bustului. Nu are nimic, are doar o bandă așa subțirică și cam asta e tot. Dar pentru că mie vine puțin lărguță, parcă n-aș vrea să o duc și pe asta la croitorie, probabil că o să port cu sutien fără bretele. Dacă o să port cu sutien fără bretele, bănuiesc eu că o să stea mai bine. Și în partea de jos, este foarte drăguță în partea de jos. În partea de jos sunt două volane care, de fapt, este un volan care se petrece în față cumva și vine unul sub altul și este ușor încrețit, după cum se observă. Și pe partea stângă este ușor mai scurtă. Și am observat că față de celelalte lucruri, asta are și o emblemă lipită aici, lipită de fapt e cu sută, pe care scrie Mojito, este aurie și scrie Mojito. Se aportă așa, interesant. Nu are tif jos, deci chiar nu are tif. Este dintr-un material elastic, deci puteam să fiu și mai plinuță, că tot mă cuprindea. Este dintr-un material elastic și nu foarte subțire, adică cred că merge purtată și toamna așa mai târziu sau chiar primăvara. Dar îmi place foarte mult imprimeul cu buline. Nu știu, purtată cu un toc, un toc roșu, poate cu perluțe la gât, cu un coc frumos, nu știu, deja mă imaginez. Nu știu unde, dar o să găsesc cu siguranță o ocazie în care să o port. Și acum să trecem la bluze. Mi-am luat trei bluze, așa cum spuneam. O să încep cu asta albastră.
De fapt este un baby blue, un albastru deschis, care îmi place foarte mult. Pe manichin se vedea superbă și cred că superb vine și pe mine. Lipsă de modestie, nu? Da, mi-am ales mărimea M pentru că nu avea S. Deci, în mod normal, aș fi ales un S. Dar mi-am luat M și este puțin măricică. Bine, și modelul, într-adevăr, este puțin mai lărguț, adică trebuie să vină pe tine puțin mai lărguț, pentru că are în talie un cordon, o curea gen cordon, adică asta, cu care se leagă. Dar nu știu ce să zic, mie mi se pare că e totuși puțin cam lărguț. Să văd, o să o iau, o să o provez de câteva ori și să văd cum mă simt în ea. Dacă simt că e prea lărguță, probabil că o să o duc și pe asta la modificat, dar nu știu, eu zic că nu e necesar neapărat. Adică mă simt bine chiar dacă e așa un pic mai lărguță. În fine, îmi place foarte mult croiala, pentru că are o croială așa de baby doll, cu niște mâneci așa lărguțe și îmi place foarte mult că se închide cu un cordon așa la mijloc și, nu știu, pic așa frumos. Și materialul este foarte, foarte fain. Nu știu ce să zic, că Eva a zis că am tăiat toate etichetele, am o problemă cu etichetele, deci mi-e de acum îmi cumpăr haine, tai toate etichetele. Și am tăiat eticheta, nu mai știu, dar pe site cu siguranță se vede și compoziția materialelor, pentru că eu am dat să văd la fiecare. Deja a început să lipească părul de mine și ce să zic, morcet. Trec mai departe. Am făcut o mică pauză ca să-mi aprind puțin un ventilator pentru că, v-am zis, a început să lipească părul de mine. În fine, trec la următorul lucrușor și o să vă arăt această minunată și delicioasă bluză pe care o ador. Este vorba despre această bluză cămașă care se vede. Da, nu prea mă pricep la descrieri, ar trebui să mai lucrez la asta. Este foarte lejeră. Are un croi drept, aici are un volănaș în zona bustului și are mâneci lărguțe. Îmi place la nebunie, deci chiar nu aveam nimic cu imprimeu așa de trandafiri. Trandafiri? Da, trandafiri sunt ăștia. Nu aveam nimic cu imprimeu de trandafiri și îmi place foarte, foarte mult și materialul. Este un material finuț și vine foarte frumos pe mine. Nu știu, am impresia că chiar mă avantajează coloritul ăsta al ei. Abia aștept să o port. Acum cred că e totuși prea cald pentru ea, dar o să văd cum o să fie vremea, că văd că e ciudățică, e cu 10 fețe vremea asta. În fine. Da, cum spuneam, îmi place foarte mult cămașa respectivă. Am uitat să vă zic, nu cred că nu v-am zis nimic de prețuri, probabil că o să vă las link-uri sau nu știu cum o să fac. Ori las link-uri, ori o să inserez prin clip prețul fiecăreia. Nu știu cât mă interesează, dar am zis că poate vă ajută. Eu oricum le-am luat la reduceri. Iar asta este mărimea 36. 36 și vine foarte bine. Și mai am una și gata, am terminat. Oh, asta este și mai delicioasă, cu toate că este simplă, adică nu are niciun print, niciun colorit extravagant. Este foarte simplă, este nuanța, într-o nuanță de crem, dar are la gât această minunată eșarfă cu care poți să faci o fundă. Îmi plac la nebunie lucrurile și cămășile, hainele în general, care au chestii la gât gen funde, mai ales funde. Da, îmi place foarte mult, mi-am ales tot mărimea 36, este dintr-un material la fel de finuț și ușor sintetic. Are năsturii foarte drăguței, niște nasturi, nu știu, parcă ar fi de fildeș, normal că nu sunt fildeș, sunt din plastic. Dar așa ca și în textură, să zic. La mâneci are aceeași nasturi, bineînțeles. Și da, îmi place foarte mult, iar chestia asta de la gât, care se leagă și se face o fundă, este dintr-un material, nu știu cum să-i zic, nu vine acum, nu voal, sau voal, cred că voal, este dintr-un voal care are pe margini cusut cu negru ceva drăguț, nu știu. Foarte frumos, o broderie, o mică broderie. Îmi place la nebunie și abia aștept să o port și pe asta. La spate nu are nimic, simplă și cam atât. Și, după cum spuneam, este dreaptă, dar chiar nu mă deranjează. Merge băgată în pantalon sau în fustă sau poate chiar așa, peste pantaloni și peste fustă. Da, astea au fost.
Îmi plac foarte mult, așa cum vă spuneam, nu știu, le-am nimerit, cred că de asta am și vrut să vă arăt neapărat comanda asta, să vă dau de știre despre site-ul respectiv în cazul în care nu știți despre el, pentru că eu nu știam până acum. Mi-au zis niște prieteni, așa cum ziceam, și eu o să mai fiu cu ochii pe el, pentru că am mai văzut niște sacouri care mi-au plăcut foarte mult, dar m-am zgârcit, am zis, hai să nu mai fac iar și încă o comandă ajunge momentan. Și mi-a rămas gândul la ele, le-am pus în wishlist și le urmăresc cu interes. Să văd, poate mai scade prețul și reușesc să mi le cumpăr. Da, cam asta a fost. Nu știu dacă vreți alte detalii legate de comandă. De exemplu, eu am comandat vinerea, am făcut comanda vinerea și produsele mi-au ajuns a doua săptămână, în următoarea săptămână, joi. Joi mi l-a adus curierul. Atunci când am comandat, bineînțeles că mi-am introdus datele, așa cum se procedează pe orice, cam pe orice site, mi-am introdus datele, am plătit cu cardul și am primit o confirmare a comenzii, prin care puteam foarte ușor să urmăresc coletul și chiar l-am urmărit și am observat că produsele vin din Polonia. Deci da, magazinul are sediul în Polonia. Și a făcut destul de puțin, zic eu, adică am comandat vineri și a ajuns joi, deci a făcut 4 zile practic pe drum, pentru că weekendul nu se ia în calcul, se știe. Deci a făcut 4 zile pe drum și eu zic că e ok. Da, sunt foarte mulțumită de produse și așa cum spuneam, dacă aveți întrebări sau, nu știu, orice curiozitate, vă aștept comentariile și ne auzim în curând. Mulțumesc pentru vizionare, vă pup!